Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și președinta Academiei Române de Coaching și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum suntem la sfârșitul zilei 17 de Master Coach Online, seria 4, unde am zis noi așa, ca înțelepciunea serii, cum știi ce simte cel din fața ta, cum să citești semnalele pe care le primești de la cel din fața ta sau cum să înțelegi de fapt ce îi se întâmplă, pentru că de multe ori câteodată ne cam turie gura așa fără rost. Dar hai să vedem ce ne spun acești master coach extraordinari pe foarte repede înainte, 10 secunde, dragilor, și cu mare viteză. Cine începe? Robert? Bună seara! Ce fac eu? Sunt atent la mesajul non-verbal care îl transmite persoana din fața mea și la emoțiile care mi le transmite. Cu la coadare peste 19% ceea ce transmite. Cuvintele 7%. O seară minunată! Ok, mulțumesc, super! Monica, Danemarca și apoi Mădălina. Omule drag, bună seara! Pune-te, eu mă pun în papucii celui din fața mea și îmi dau seama ce simte. Nu mai zice. Mulțumesc! Ok, felicitări! Mulțumesc, super! Mădălina! Eu propun cea mai simplă variantă, să vii la Master Coach. Ca să înveți tehnici și să te cunoști pe tine în primul rând, ca după aia înveți să-i cunoști pe restul. Vă pup. Ok, mulțumesc, super! Bianca Nicoleta. Mă spun mai mult decât vorbesc și îmi imaginez fie măcar câteva secunde să mă pup. Ok, felicitări, mulțumesc! Super! Cine mai continuă, dragilor? Cine mai continuă? Lucia? Dacă îți faci timp să te asculți pe tine și după aceea să-i dai timp și celui din fața ta să vorbească și să-l asculți și pe el și măcar o secundă să-i privești fața când vorbește, că sigur îți transmite ce sentimente are. Și dacă mai te pui și în papucii lor, lui și le mai ești și trăiești, cred că a doua oară nu mai jignezi sau nu mai faci priti sau nu mai plecăți de valori și tot ce îți trece ție prin cap. Pentru că ți-ai dat seama de ce ai simțit. Îți mulțumesc. Okay. Merită o încercare, un exercițiu de ăsta merită. Ok, mulțumesc, super. Alina, Belgia. Bună seara, eu încerc. Am momente când îmi scapă, este drept, dar după câteva minute îmi dau seama și încerc să gândesc de ce a spus persoana respectivă lucrurile acelea. Încerc să gândesc la un nivel de inimă, de ce a generat să spună lucrurile alea. Cam asta fac eu și astfel găsesc răspunsurile și găsesc înțelegerea, chiar și când nu mă fac. Ok. Mulțumesc, Alina. Super. Cine continuă, dragilor? Bianca, Italia. Și apoi Ioana. Cum știu ce simte cel din fața mea? În primul rând, interesându-mă de cel din fața mea. Că dacă nu pasă de el, nu voi ști niciodată ce simte și ce vrea și ce nu vrea. Dacă îmi pasă de cel din fața mea, cu siguranță îmi pasă și de mine. Și atunci sunt foarte atentă la ce mesaj transmit, cum îl transmit și ce doresc să obțin. Și dacă știu ce doresc să obțin dintr-o relație, dintr-o comunicare, dintr-o orice fel de dialog, știu ce vreau să transmit. Știu ce transmit și cum îl transmit. Ideea e să-mi pese. Dacă nu-mi pasă, e egal cu zero. O seară minunată! Ok, mulțumesc, Bianca! Super! Altcineva? Ioana, da? Da, bună seara. Sunt de acord cu Bianca. Ai nevoie de iubire, de răbdare și să fii interesat, bineînțeles, de cel de lângă tine. Dar dacă tu nu ești în armonie cu tine, nu cred că poți să vezi clar ce se întâmplă în jurul tău. Deci primul pas este să-ți faci curățenie din interiorul tău, așa cred. Vă mulțumesc! Ok, mulțumesc! Super! Cine preia ștafeta, dragilor? Mai este cineva care preia ștafeta? Ultima strigare? Ok, bun. Așadar, lucrurile se întâmplă evident în ritmul cel mai potrivit pentru această seară.
Și tu știi, atunci când te interesează cum foarte bine a fost punctat și când ești în armonie cu tine și atât de multe idei extraordinare de la acești master coach minunați, la care și eu învăț numai de la mine și eu învăț extraordinar de mult de la ei, așa încât dacă vrei și tu să vii să ne te alături aici în Academia Română de Coaching, cu multă iubire te așteptăm în octombrie 2017 la cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP online sau la cursul de formare în coaching online tot din octombrie sau la cursul de formare în coaching din București din noiembrie. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752 163 163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și ne vedem mâine. Pa!